Salut, eu sunt Teo și acum un an de zile și un pic am creat acest canal și cred că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în viața mea și țin minte că fix atunci pe la început a fost un turneu de Warzone la care am luat locul 2 și am fost foarte, foarte aproape să câștig și am voiat zice că e noroc, că e astea, dar lumea nu știe că eu am avut un avantaj încă de la început, frate. Și pe care o să vi-l prezint și vouă un pic spre sfârșit, așa. După turneu cu jocuri horror, cu Squid Game ăla de pe Roblox, am făcut chiar și o serie de raft cu Cesima, mă rog, doar vreo 3 episoade, că ții minte că nu l-am mai continuat, nu mai știu de ce. Filmasem la un moment dat viețile mele un episod de 4 ore și a fost jale rău de tot cu editatul și m-am luat cu altele și n-am mai făcut seria aia, mă rog. Deja am ocolit subiectul total, nu mai știu nici ce trebuia să zic și așa, dar revenind, am jucat foarte multe jocuri, dar de unul sunt mai mult decât mândru că am reușit să-l finalizez, jocul ăla cu ciocanul, mâncavașcura voastră, care e efectiv unul dintre cele mai grele jocuri existente, cel puțin din punctul meu de vedere. Bă, dar nu, chiar e greu jocul ăla, nu e cel mai greu, dar n-aveți cum să ziceți că e ușor. Ăsta e finalul? Am terminat jocul, bă! Mai de bine, bă! Pepe! Bebe! Și aici chiar consider că avantajul de care vă vorbeam la început a fost efectiv cel mai important. Mai aveți puțină răbdare că nu-l țin secret. După ușor-ușor cu și mai multe jocuri și cu și mai multe clipuri, am ajuns după câteva luni la suma de 100.000 de abonați și mai avem un pic în prezent și facem 100.000 și pe contul de YouTube Shorts. Și mai avem, bine, nu chiar puțin, dar un pic mai mult așa, să-ți facem și 1.000.000 de abonați pe canalul principal, frate. Și țin minte că acum câțiva ani nici măcar nu-mi închipuiam că o să am un singur buton și sunt pe cale să am 4 și totul datorită vouă, frate. Și vreau să mă înclin în fața voastră și să vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine, frate. Și eu sper din suflet să fiți și în continuare și să ne bucurăm și să râdem împreună și să rezonați cu ceea ce fac. Și datorită vouă am câștigat anul acesta și la Gaming Video Awards 3 premii, dintre care unul e premiul vostru, nu e al meu. Vreau să vă zic că n-am mai avut emoțiile astea de când eram clasa 9 și așteptam să văd care e misterul, Boboc. Deci ăla vi se datorează total 100% vouă. Și anume cel de cel mai popular streamer, pentru că acolo a câștigat cel care a avut cele mai multe voturi efectiv pe site. Și voi m-ați ajutat să facem cele mai multe voturi acolo, lucru pentru care vă mulțumesc din suflet încă o dată, frate. După aceste lucruri minunate care s-au întâmplat, tot anul acesta am și participat la primul eveniment fizic destul de important, zic eu, Bucharest Gaming Week, unde m-am întâlnit cu o grămadă dintre voi, frate, și unde ne-am jucat acolo 5M, ne-am jucat și FIFA pe main stage. Una e să vorbesc cu voi prin clipuri sau prin live-uri și una e să mă întâlnesc cu voi. Deci energia de acolo este absolut senzațională și e efectiv o plăcere, frate. Deci chiar mă bucur să vă văd, m-am bucurat foarte mult atunci și sunt 100% sigur că o să mai fie experiențe de genul. Abia le aștept, frate. Jur, abia le aștept. Printre multele jocuri am încercat eu să mă joc și VR. Iar, dar, bă, nu știu, e prea immersive, așa că eu sunt și englez. Intri prea mult, bă, mă ia amețeala, mă, mi se face rău, e ciudat rău de tot VR-ul ăla, mă, viețile. Nu știu, dar o să mai încercăm, că-i Caterinca, ați văzut? Da, na, a fost un mic fail așa cu VR. Acum, în ultimul timp, ați văzut că ne-am jucat foarte mult Among Us cu mai mulți YouTuberi și ați văzut, frate, cât de frumos este la un joc când se strâng mai mulți YouTuberi, când glumim unii cu alții, ați văzut unde sunt mai mulți, puterea crește, frate, vorba aia veche, gen. Și chiar mi-ar plăcea pe viitor, în anii care urmează, să ne jucăm mai multe jocuri împreună, frate. Ați văzut cât de tare e când ne adunăm toți acolo, când râdem, când așa. Și poate de ce nu și cu voi, frate. De ce nu? Da, vedem pe viitor. Înaintând în anul acesta, ne-am mutat și la noul apartament, după cum vedeți. Să știți că studioul acesta nu este gata și sper din suflet să vă placă la fel de mult, poate chiar mai mult, dar eu zic că o să vă placă. Chiar am depus mult efort pentru căsuța asta, chiar sper să fi făcut o treabă bună. O să vedeți voi când e totul final. Și îmi place, frate, că odată cu vlogging-ul, cu gaming-ul și așa mai departe, pot să trec prin etapele astea alături de voi, frate. Deci, practic, am plecat de undeva și ajungem cumva împreună în punctul celălalt. Știți ce zic? Și asta mi se pare incredibil. Urmează să vă zic și avantajul meu despre care v-am vorbit la început. Și avantajul ăsta al meu este foarte portabil și este foarte ușor, nici nu-l simți. Și tocmai de aia este un avantaj. Despre ce vorbesc, frate?
în majoritatea lucrurilor care țin de gaming și așa, eu am una în mânecă. Mouse-ul Logitech Super Light, frate, pe care de când l-am întâlnit, nu mai pot să mă joc cu alt mouse, efectiv. Și de ce zic eu asta? Pentru că, fiind cel mai ușor mouse, eu nu îl simt în momentul în care mă joc și pot să mă focusez 100% pe ce fac, în loc să mă concentrez pe mișcarea mouse-ului și așa, că nu-l simt. Pot să-l iau cu mine peste tot, efectiv. E plăcut la atingere, este foarte calitativ și cu toate că acest clip este sponsorizat de Logitech, vă jur că și dacă trebuia să fac altceva, nu pot să mă joc cu alt mouse. Vă spun asta din inimă, ești nebun, că mouse-ul ăsta este viața mea în materie de gaming. Anul acesta, frate, chiar a fost o călătorie incredibilă și, după cum spuneam, mă bucur că am putut să o fac alături de voi și sper din suflet pe viitor să ne vedem la mai multe jocuri, la mai multe live-uri, la mai multe clipuri, la mai multe evenimente, la mai multe turnee. Cam acesta a fost YouTube Rewind, să zic așa, de anul acesta. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, frate, și sper din suflet ca anii ce urmează să fie, dacă nu mai frumos decât acesta, măcar la fel de frumos. Era invers. Ați înțeles voi viețile mele. Vă pup, frate, vă doresc tot binele din lume și vă aștept pe live-uri și la clipuri. Vă pup!